Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, neagă că ar fi organizat pelerinaje pentru mai mulți preoți la Moscova, despre care presa a scris că ar fi finanțată de fugarul Șor și a condamnat implicarea clericilor în politică. Cinci candidați la funcția de președinte au depus astăzi actele la CEC pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă care urmează să colecteze semnături. Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns în această seară la Chișinău, la guvern, fiind întâmpinat cu onoruri militare de premierul Dorin Recean, iar la președinție de șefa statului Maia Sandu. Ucraina a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra Moscovei, cel puțin 11 fiind doborâte de sistemele de apărare rusești. Mitropolia Moldovei neagă că ar fi organizat sau coordonat pelerinajele mai multor preoți în Rusia, despre care presa a scris că ar fi finanțate de fugarul Șor. Într-un comunicat, Mitropolia condamnă implicarea clericilor în politică și spune că monitorizează cazul. Între timp, unii preoți care au pornit ieri în așa zise pelerinaje s-ar fi întors acasă. Deschide.md scrie că cei care au cumpărat bilete de avion și au făcut cale întoarsă sunt 6 preoți, toți din raionul Florești. Aceștia ar fi fost sunați de primari, rude și consăteni, care i-ar fi îndemnat să renunțe la pelerinaj. Contactați de jurnaliștii de la Deschide, clericii au refuzat să facă declarații. Între timp, Mitropolia Moldovei anunță într-un comunicat că preoții care s-au întors din Moscova au negat că ar fi primit bani din partea celor care i-au găzduit. Totodată, susține că nu au organizat sau coordonat aceste plecări, în contextul în care unii ar putea percepe aceste pelerinaje ca având o tentă politică. Dorim să subliniem cu fermitate poziția Mitropoliei. Biserica Ortodoxă condamnă vehement implicarea clericilor în politică sau în activități de propagandă. Guvernul îndeamnă Mitropolia să comunice mai multe despre vizitele preoților, astfel încât să nu existe suspiciuni că aceștia ar avea o altă agendă decât cea anunțată. Este absolut justificat interesul public în cazul acestor vizite, pentru a identifica dacă nu sunt vizite organizate, dacă nu există un alt scop decât cel care este declarat, și este tare important ca în vederea diluării la toate mesajele astea să se vină cu o comunicare clară. Ieri mai mulți preoți au fost surprinși pe aeroportul internațional Chișinău în timp ce se îndreptau spre zona de așteptare. Aceștia au refuzat să discute cu jurnaliștii. Părinte, de ce fugiți? Sunteți transportați organizat? Cine organizați sunteți transportați? Nu știu. Dar este adevărat că... Dar urmează să primiți... În țara noastră, în poporul nostru. Potrivit Deschide.md, pelerinajele ar fi finanțate de fugarul Ilan Șor cu susținerea Patriarhiei Ruse. Ziarul de gardă a constatat că biletele pentru preoți au fost procurate prin intermediul unei companii de turism din Rusia și au fost achitate numerar. Ajunși în Rusia, preoții urmau să participe la câteva conferințe religioase, iar la finalul vizitei, fiecare ar fi urmat să primească câte un card mir, pe care urmau să fie transferate sume care pot ajunge și la 1000 de euro lunar, în calitate de așa zise donații pentru întreținerea bisericilor. Scopul acestor pelerinaje, potrivit Deschide.md, este ca preoții să fie convinși să colaboreze cu fugarul Ilan Șor în scrutinele care urmează. Fermierii amenință cu noi proteste dacă în 7 zile nu vor avea o întâlnire cu Maia Sandu și cu președintele Parlamentului. Cum poți tu ca guvern să vii în fața unei întregi agricultori și spui vă dăm 100 de milioane din buget? Dar ei au calculat 100 de milioane cât la fiecare agricultor și cu ce o să ajut? Potrivit fermierilor, ajutorul anunțat de guvern de 100 de milioane de lei nu va rezolva problemele, iar singura soluție care ar salva situația acum este declararea stării de urgență în acest sector. Revenim în jurnal cu reacția autorităților.
Cancelarul german Olaf Scholz, aflat astăzi într-o vizită oficială în Republica Moldova, a fost primit cu onoruri militare la guvern, după care a mers la președinție, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Cei doi lideri au vorbit despre provocările prin care trece țara noastră în contextul referendumului din toamnă, iar Scholz a subliniat importanța acestui exercițiu la care poporul urmează să decidă soarta țării. Cancelarul german a declarat că Republica Moldova are toată susținerea Germaniei pentru aderarea la UE. Vă prezint onorul locotenent Ionel. Bună ziua, soldați! Să trăim! Ajuns la Chișinău, Olaf Scholz a fost întâmpinat la guvern cu onoruri militare. După tradiționalul salut al gărzii de onoare, au fost intonate imnurile de stat ale Germaniei și Republicii Moldova. Ulterior, cancelarul german și premierul Republicii Moldova s-au retras pentru discuții tete-a-tete, iar peste câteva minute Scholz a fost întâmpinat la președinție de către Maia Sandu. Scholz și Sandu au discutat aproape o oră, după care au făcut declarații pentru presă. Cancelarul german a vorbit despre provocările prin care trece Republica Moldova și și-a declarat sprijinul politic pentru parcursul european al țării noastre. Dass Leute mit viel Geld versuchen, die politischen Entwicklungen und die Entwicklung in diesem Land zu beeinflussen. Deshalb ist das Referendum so wichtig. Es ist eine Volksentscheidung für das, was die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sich so dringlich wünschen, nämlich für den Weg in die Europäische Union. Acum facem pași fermi în procesul de aderare și fiind sprijiniți de partenerii noștri europeni, inclusiv Germania, avem încrederea că vom reuși. Cu ocazia acestei vizite, doresc să vă mulțumesc, domnule cancelar, pentru susținerea constantă și necondiționată pe care Germania o oferă în parcursul european al Republicii Moldova. Acum, cu un sprijin extern puternic, depinde de fiecare dintre noi, aici în Moldova, cât de rapid vom avansa. Ultima vizită bilaterală a unui cancelar german în Republica Moldova a avut loc acum 12 ani. Comisia Electorală a început înregistrarea grupurilor de inițiativă ale candidaților la funcția de președinte, iar astăzi 5 pretendenți au depus actele la CEC. Este vorba de foștii premieri Ion Chicu și Vasile Tarlev, ex-procurorul general Alexandru Stoianoglu, fostul șef la apărare Valeriu Pleșca, dar și fostul deputat Octavian Țicu. După ce vor fi înregistrate, grupurile de inițiativă vor aduna semnăturile necesare pentru înscrierea candidaților în cursa electorală pentru prezidențiale. Fostul premier Ion Chicu, susținut de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a fost primul care a venit la Comisia Electorală Centrală pentru a înregistra grupul de inițiativă în vederea colectării semnăturilor. Documentul, așa cum prevede regulamentul, care vizează înregistrarea grupurilor de inițiativă și referitor la acel test de valoare, ajungem la... Ion Chicu a fost urmat de un alt ex-premier, Vasile Tarlev, care candidează independent. Acest grup de inițiativă din toate colțurile țării m-au aprobat și au înaintat candidatura mea la desemnarea în calitate de candidat la funcție de președinte a Republicii Moldova. Noi avem ca bază clară independența, suveranitatea, integritatea teritorială. Și fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, candidatul susținut de PSRM la funcția de președinte al Republicii Moldova, a depus la CEC documentele de înregistrare a grupului de inițiativă creat astăzi de socialiști. Sunt un candidat independent care o să fie susținut din partea Partidului Socialiștilor. Noi transformăm țara noastră în țara normală,
cu politica adecvată care corespunde intereselor oamenilor simpli. Tot astăzi și fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca, susținut de PSD, dar și fostul deputat Octavian Țicu din partea blocului electoral împreună au depus documentele la CEC. De azi, candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova se pot înscrie în cursă. Totodată, partidele politice și blocurile electorale pot solicita înregistrarea în calitate de participant la referendumul din toamnă. Termenul limită de depunere a documentelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă este 31 august inclusiv. În cel mult 3 zile, CEC va anunța dacă a înregistrat sau nu grupurile de inițiativă, care până la 20 septembrie trebuie să adune între 15 și 25.000 de semnături de la cetățenii cu drept de vot. Fermierii se declară dezamăgiți de întâlnirea de ieri cu premierul. Potrivit lor, ajutorul anunțat de guvern de 100 de milioane de lei nu va rezolva problemele, iar singura soluție care ar salva situația acum este declararea stării de urgență în acest sector. Asta ar stopa calcularea penalităților de întârziere la datorii și ar opri procesul de executare silită a agenților economici. Agricultorii cer o întâlnire cu Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, altfel spun că vor ieși la proteste. 100 de milioane la o ramură întreagă. Sunt bani publici care eu consider că nu sunt chipzuiți. Corect, e o chestie, ca și cum, pentru ce, cum poți tu ca guvern să vii în fața unei întregi agricultori și spui vă dăm 100 de milioane din buget. Dar ei au calculat 100 de milioane cât la fiecare agricultor și cu ce o să ajute. Asta dă dovadă încă o dată de faptul că se fac cheltuieli de bani, ni chipzuit, ni calculat și fără a vedea un impact. Agricultorii spun că nu au cerut bani, dar să fie instituită stare de urgență în acest sector pentru a stopa calcularea penalităților de întârziere la datorii și de a opri procesul de executare silită a unor agenți economici. Niște colegii noștri de la Sud sunt în momentul ăsta executați și am rugat prim-ministru și am rugat domnul ministru să cumva să ne ajute, cumva să rezolvăm întrebarea de o companie vânzători de inputuri și le e pâinea care trebuie dată la oameni. De asemenea, fermierii vorbesc despre necesitatea unor măsuri de stabilizare financiară a situației pe termen scurt și lung. Aceștia acuză ministerul de profil că face politică, dar nu intră în esența lucrurilor. Colapsul financiar în domeniul agricol nu e provocat doar de calamitățile naturale, dar în mare parte e și din cauza neimplicării statului în soluționarea problemelor grave, subliniază fermierii. Cum a fost tranzitul cerealelor ucrainene? Deci aceste vândute la prețuri de dumping, deci neimplicarea guvernului pe piața financiară ca să obținem credite normale, dar nu cu daieuri de 30%, neimplicarea într-un control, spunem așa, inputurilor. Deci noi, Cahulul, Giurgiulești, alături de Galați, deci distanța arunci un kilometru între porturi, da? Deci în port, în Galați, în această primăvară, se litra monecală se vindea cu 6,57 lei, la noi era 9 lei, alături. Deci uitați-vă, deci noi avem aceste discrepanțe de preț. Deci sunt niște chestii care guvernul trebuie să le gestionez. Noi asta cerem. Noi nu cerem bani din bugetul public, să fie clar. Eu n-am nevoie țara să-mi dea bani. Eu vreau să ajut statul ăsta. Dar dăm voie să accesez credite ieftine reale. Nu cu 20, cu 22%. Sau dacă am o calamitate, dăm voie să amân plata, nu să mi-o plătească cineva. Deși recunoaște că seceta a afectat anul acesta agricultura din toată țara, ministrul agriculturii afirmă că starea de urgență nu va fi instituită. Intervențiile de orice gen din partea statului într-un mod atât de abuziv, în primul rând ele nu sunt posibile legal, de făcut sub nicio formă. Nu există niciun stat din Europa care ar fi intervenit într-un mod atât de abuziv administrativ între relațiile comerciale al doi agenți economici, trei agenți sau oricare n-ar fi ele. Nu există cadru juridic pentru astfel de acțiuni. Bolea spune că se lucrează la un plan de schimbare a modului în care se face agricultură în țara noastră. Fermierii cer în cel mult 7 zile să fie organizată o întâlnire cu președintele țării, cu șeful legislativului și cu membrii Comisiei Parlamentare Speciale. Altfel spun că vor ieși la proteste regionale și naționale. Responsabilii de la Parlament ne-au spus că au încredere că guvernul și agricultorii vor găsi soluții, iar cei de la președinție nu au venit cu o reacție deocamdată. Peste 100 de salvatori din toată țara se întrec zilele acestea într-un concurs care le testează abilitățile practice și munca în echipă. Adunați pe malul lacului Ghidighici, astăzi salvatorii au trecut de proba ce simulează un caz de NEC. Imediat la știri, vedeți cum a decurs misiunea de salvare.
A crescut numărul cazurilor de COVID în țara noastră. Mai exact, săptămâna trecută s-au înregistrat cu 60% mai mulți pacienți infectați decât la începutul lunii. Totodată, 3 oameni au murit din cauza virusului. Cauzele acestei creșteri ar fi mai multe. În această primăvară anului 2024 au apărut aceste variante noi ale COVID-19. Aceste variante sunt caracteristice prin diferite mutații specifice care sporesc capacitatea, iată, de a evita acea imunitate, au o transmisibilitate mai crescută. De asemenea, nu uităm că acum suntem în luna vacanțelor, astfel populația este practic mereu în mișcare. Așadar, potrivit ANSP, săptămâna trecută au fost confirmate peste 2200 de cazuri de COVID după efectuarea circa 10.000 de teste. Am încercat să aflăm de la Ministerul Sănătății câți pacienți infectați sunt internați în spitalele din țară, dar nu am primit deocamdată un răspuns. Reprezentanții ANSP însă recomandă populației să respecte măsurile de igienă, să păstreze distanța dacă există cazuri suspecte de infectare și la primele simptome să se adreseze la medic. Neatenția unui șofer de tir din Republica Moldova a dus la o tragedie în județul Constanța din România. Un bărbat de 62 de ani și-a pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă după ce microbusul în care se aflau a fost spulberat de o mașină de mare tonaj. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Mașina de transport pasager staționa pe banda de urgență de pe autostrada A4. Pe lângă au trecut mai multe tiruri, însă ultimul a lovit-o în plin și a aruncat-o într-o râpă în afara carosabilului. 12 pasageri au ajuns la spital de urgență din Constanța. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum șoferul tirului a intrat pe banda de urgență și pare că n-a mai controlat mașina. Cel mai probabil, spun polițiștii, era atent la telefonul mobil și nu a realizat că în fața lui staționa un vehicul. Este cercetat acum pentru ucidere din culpă și vătămare corporală gravă. Au notat contra cronometru și au aruncat colacul de salvare. Sunt primele două probe pe care le-au avut de trecut 10 de salvatori din toată țara care participă la un concurs ce le testează abilitățile practice și munca în echipă. Organizat anual, competiția durează 3 zile și conține un șir de scenarii practice de salvare în situații speciale. Pregătiți ca pentru Olimpiadă, cei 120 de salvatori și salvamari veniți din întreaga țară au ascultat cu atenție ce vor avea de făcut timp de 3 zile, după care au mers pe malul lacului Ghidighici, acolo unde au început probele. Salvatorii care sunt împărțiți în echipe au de trecut mai multe probe. De exemplu, acum aceștia au sarcina să salveze de la nec o persoană care a căzut în apă. Pentru asta ei folosesc un manichen. Totodată, proba este contra cronometru, așa că câștigător va fi cel care va obține cel mai bun rezultat. Atenție, marș! Vitalie Tristare a fost unul dintre participanții care a trebuit să scoată manechinul de la fundul lacului. Vine din Criuleni, iar competiția din acest an este a 13-a la care participă. Am luat primul loc la barcă de Republică, a treia loc am luat un om în seniac. Tot la timp, ne pregătim. Au fost și dintre cei care nu au reușit să obțină ce și-au propus. Este și cazul lui Artem, care anul trecut a fost campion. Vizibilitatea e zero și... Și manichenul e cam greu și eu când m-am scufundat prea târziu și deodată n-am găsit pedus și am făcut un cerc sub apă și până când am găsit de asta nu prea s-o primit la mine. Artem este salvamar la stația de salvare din parcul Valea Morilor și spune că îi place ce face. Selecționez să nu intri în panică și să ții minte serviciul tău și trebuie să faci. Primul ajutor medical. Iar Vladimir Cudrel, ai săi 64 de ani, a obținut un rezultat destul de bun. Este salvamar de 30 de ani, iar pentru a se menține în formă, respectă câteva reguli. Nu, normal. Este gătoviți și tot. Se hărășu. И как вы готовитесь? Как вы поддерживаете себя в форме? Уже столько лет вы спасатель. Первое, не курим, не пьем. Это первое. И бег, то есть всегда в тонусе.
Все, там ничего такого хитрого нет. Competiția durează 3 zile. În tot acest timp, salvatorii se află pe malul lacului Ghidighici, acolo unde au fost amenajate mai multe corturi. În următoarele zile, aceștia vor avea de trecut mai multe probe, precum văslirea cu barca de salvare la distanța de 500 de metri, în notul în stil liber la distanța de 100 de metri, aruncarea săulei de salvare, dar și ieșirea embarcațiunii cu motor la semnalul de alarmă. Prin aceste competiții, noi ne dorim ca salvamarii să-și demonstreze bunele practici, experiența de care dau dovadă. La finalul fiecarei probe, câștigătorii sunt premiați simbolic cu diplome și cupe. Campionatul Poliathlon Scafandrier este la cea de-a 58-a ediție. De la începutul anului, aproape 130 de persoane au fost salvate de la ANEC. Kamala Harris a fost desemnat oficial drept candidat al Partidului Democrat pentru funcția de președinte al Statelor Unite. Aseară, vedetele Convenției Democrate din Chicago au fost Michelle și Barack Obama, care au anunțat că vor face campanie pentru Kamala Harris. Vedeți în câteva minute ce declarații au făcut. Ucraina a lansat astăzi unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra Moscovei, a declarat primarul orașului. Sistemele ruse de apărare aeriană distrugând cel puțin 11 drone care zburau spre capitală. Unele dintre acestea au fost distruse deasupra orașului Podolsk, a declarat primarul Sergei Sobyanin. Orașul din regiunea Moscovei se află la aproximativ 38 de kilometri sud de Kremlin și alte regiuni din Federația Rusă au fost luate la țintă de către forțele Kievului. Moscova a fost vizată în noaptea de marți spre miercuri de unul dintre cele mai puternice atacuri cu drone ucrainene din istoria sa, a anunțat primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, mai multe explozii fiind surprinse de ruși. Sistemele ruse de apărare aeriană au distrus cel puțin 11 drone care zburau spre Moscova, potrivit declarațiilor făcute de primarul orașului. Traficul aerian de pe 3 dintre aeroporturile din Moscova a fost perturbat în timpul nopții, fiind instituite restricții temporare în urma atacului cu drone ucrainene. Unele dintre drone au fost distruse deasupra orașului Podolsk, la aproximativ 38 de kilometri sud de Kremlin. Și alte regiuni rusești au fost vizate de dronele și rachetele ucrainene. O rachetă a fost doborâtă în regiunea Rostov, iar canalele de Telegram locale au arătat un incendiu pe un câmp la locul căderii unor rămășițe. Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au distrus 45 de drone pe care Ucraina le-a lansat în timpul nopții și care vizau Moscova și alte câteva regiuni, a declarat Ministerul Rus al Apărării. Atacul are loc în timp ce Rusia avansează în estul Ucrainei și se străduiește să scoată forțele ucrainene din regiunea Kursk, la 2 săptămâni după ce acestea au trecut granița de vest a Rusiei. Armata ucraineană a înaintat 28-35 de kilometri în interiorul regiunii ruse Kursk în perioada scursă de la lansarea pe 6 august a ofensivei, a declarat comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, în timp ce Rusia a anunțat crearea grupării de trupe Belgorod, Bryansk și Kursk, care poartă denumire anonime celor trei regiuni ale sale frontaliere cu Ucraina și vor avea ca misiune apărarea acestor regiuni. Căutările în cazul iahtului de lux, scufundat în timpul unei furtuni în Sicilia, au fost reluate azi dimineață. A fost localizată cabina, iar în interior au fost găsite 4 cadavre. Identitatea celor 4 persoane nu a fost încă confirmată. Le Figaro scrie însă că ar fi vorba de magnatul britanic Mike Lynch, a cărui soție era proprietara iahtului și de fiica sa de 18 ani. Doar 2 pasageri mai rămân dispăruți. Eforturile de căutare au continuat și astăzi pentru a găsi cei 6 pasageri ai bărcii cu pânze de lux care s-a scufundat luni în zorii zilei lângă Palermo.
Persoanele dispărute au rămas captive în navă la o adâncime de 50 de metri, iar acolo scafandrii pot sta sub apă doar 12 minute. Iahtul s-ar fi putut scufunda în doar 60 de secunde, iar anchetatorii de la parchetul din Sicilia încearcă să afle motivul unei astfel de inundații rapide. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care iahtul de lux al magnatului dispărut Mike Lynch este înghițit de furtună. Catalogul înalt al embarcațiunii poate fi văzut în imaginile alb-negru, în timp ce ploaia ea pare să cadă cu putere în prim plan. Oficialii italieni au declarat că se tem că magnatul britanic și alte 5 persoane ar fi fost prinși în interiorul embarcațiunii. Un expert a sugerat că aceștia ar putea folosi golurile de aer pentru a supraviețui. Actuala vicepreședintă SUA, Kamala Harris, a fost confirmată oficial drept candidată democrată la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut în a doua zi a Convenției Naționale Democrate de la Chicago. Cel mai mare eveniment al serii au fost discursurile fostului președinte Barack Obama și a primei doamne Michelle Obama. Ei au susținut candidatura lui Harris și au cerut tuturor americanilor să se unească. Democrații americani au confirmat-o oficial aseară la Chicago pe Kamala Harris drept candidata lor la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. Nominalizarea formală a avut loc în timpul Convenției Naționale a Partidului. Delegațiile din toate statele și teritoriile SUA și-au exprimat încă o dată sprijinul pentru Harris în cadrul unui vot pur ceremonial, însoțit de muzică, efecte de lumină, scurte discursuri și multe aplauze în sală. Harris, care se afla în Milwaukee în campanie, s-a alăturat de la distanță ceremoniei de nominalizare de la Chicago, spunând că ea și Tim Walz sunt onorați să fie candidații partidului. I thank everyone there and here for believing in what we can do together. We are so honored to be your nominees. This is a people-powered campaign, and together we will chart a new way forward. Speranța s-a întors, a declarat fosta prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, care, la fel ca soțul său, este încă extrem de popular în cadrul partidului. Kamala Harris is more than ready for this moment. She is one of the most qualified people ever to seek the office of the presidency. She is one of the most dignified. A tribute to her mother, to my mother, and to your mother too. Michelle Obama l-a atacat din nou, voalat pe Donald Trump și insinuările acestuia că Harris și alți democrați nu sunt americani adevărați. În finalul discursului, ea l-a introdus în scenă pe Barack Obama. Please welcome America's 44th president and the love of my life. Fostul președinte și-a început discursul cu laude la adresa fostului său vicepreședinte Joe Biden, criticând politicile și caracterul lui Donald Trump. We do not need four more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris. Harris și Trump sunt blocați într-o cursă prezidențială strânsă, care va fi probabil decisă de câteva state în care lupta va fi acerbă, arată sondajele. Indiferent de cum se va încheia bătălia pentru președinția Statelor Unite, americanii vor fi în fața unei realități fără precedent. Vor avea fie cel mai bătrân președinte ales, fie prima femeie președinte. La imagini cu un cerb care se relaxează într-o baie de nămol au fost surprinse de camerele de monitorizare din Parcul Natural Apuseni din România. În clipul video de 2 minute, animalul se bălăgește în noroi și se joacă asemenea unei pisici. Revenim cu mai multe imagini în câteva clipe la știri.
La 4 zile de la moartea lui Alain Delon, Franța se pregătește să-și ia rămas bun de la una dintre emblemele sale. Funeraliile actorului vor avea loc sâmbătă la reședința sa în cea mai strictă intimitate. Acesta va fi înmormântat alături de rămășițe la cel puțin 35 dintre câinii săi, într-o capelă pe care a construit-o chiar el. Câinele său nu va fi eutanasiat și înmormântat împreună cu el așa cum și-a dorit actorul după protestele militanților pentru drepturile animalelor. În conformitate cu dorința lui Alain Delon, funeraliile vor avea loc în cea mai strictă intimitate. Ceremonia se va desfășura într-un grup foarte restrâns. Potrivit anturajului actorului, doar cei 3 copii ai săi și aproximativ 40 de invitați sunt așteptați la reședința lui Alain Delon din Doși, unde 10 de oameni continuă să aducă flori pentru a-i aduce un omagiu actorului. Je voulais mettre un hommage devant chez lui pour montrer la famille, les proches que je l'aimais énormément. Oh, un personnage. Chez l'humain, une grande personne. Pour moi qui était humain. Potrivit presei franceze, înainte de moartea sa, actorul a declarat că nu dorește o ceremonie națională similară, ci vrea să fie înmormântat ca oricine altcineva. Delon a creat o capelă într-un cimitir care conține rămășițele a cel puțin 35 dintre câinii săi pe terenul casei sale. Actorul, care a murit duminică la vârsta de 88 de ani, și-a dorit ca și animalul său de companie, Lubo, un malinois belgian de 10 ani, să fie adormit și depus în mormântul său, după ce activiștii și-au exprimat consternarea la gândul că un animal sănătos să fie eutanasiat, copiii lui Delon au spus că vor păstra câinele. Primele monede de o liră sterlină cu chipul regelui Charles al III-lea au intrat în circulație în Regatul Unit. Aproape 3 milioane de monede cu noul design vor ajunge în buzunarele oamenilor și în casele de marcat de pe întreg teritoriul țării în această săptămână prin intermediul oficiilor poștale și al băncilor. Moneda de o liră sterlină înfățișează pe revers două albine pentru a marca pasiunea regelui pentru ecologie și natură, iar pe avers efigia oficială a regelui Charles. Aproape 3 milioane de monede de o liră sterlină vor fi transmise băncilor și oficiilor poștale, urmând să circule alături de cele cu efigia reginei Elisabeta II. We today at the Royal Mint will not be actively removing all of the coinage of Elizabeth. It will stay in circulation to the end of its active circulating life, which is, you know, good 20-30 years. Moneda de o liră sterlină este una dintre cele 8 monede, de la un penny până la 2 lire sterline, cu design inspirat de floră și faună pentru a reflecta angajamentul regelui pentru conservarea mediului. În luna iunie au intrat în circulație primele bancnote cu portretul regelui, marcând prima dată când a fost schimbat suveranul pe bancnote emise de Banca Angliei. Fotografia regelui Charles folosită pe noile bancnote a fost făcută cu mai bine de 10 ani în urmă. Potrivit tradiției, portretul regelui Charles apare pe bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire sterline. Pauza de respirație. Un cerb care se crede pisică a fost surprins în timp ce se luptă cu o băltoacă din Parcul Natural Apuseni din România. Cerbul se joacă asemenea unei pisici atunci când are un rival imaginar, se rostogolește în apă și își folosește coarnele în timpul jocului. Clipul video de 2 minute publicat pe Facebook este însoțit de un mesaj al Rom Silvan în care se spune că un cerb nărăvaș și simpatic, cu chef de bălăceală, face un adevărat spectacol în fața camerei de monitorizare a faunei instalată într-o pădure a Parcului Natural Apuseni din România. Anterior și Parcul Național Retezat din România a publicat o înregistrare video cu un pui de cerb care se bălăcește într-o baltă din mijlocul pădurii. În imagine apare cerbul tată, care vine și îi întrerupe bălăceala încercând să-și alunge puiul din noroi. Acesta și-a pleacă coarnele în apă, de parcă i-ar spune că nu e bine să se joace acolo. Apoi, cei doi parcă intră într-un conflict, încleștându-și coarnele. Într-un final, puiul de cerb pleacă, dar se pare că pofta de joacă este molipsitoare, întrucât, rămas singur, cerbul tată a început să se bălăcească și el în noroi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară minunată tuturor!